Bună ziua, stimați telespectatori! O nouă emisiune Muzeul de Imagini și înainte de a începe propriu-zis emisiunea, vă doresc tuturor la mulți ani, pentru că este prima emisiune pe acest an și acesta este și motivul pentru care avem un invitat cu totul deosebit. Este vorba de scriitorul Grigore Ilisei, cunoscut multora dintre dumneavoastră, în primul rând printr-o lungă, rodnică, frumoasă și deosebită activitate de om de radio, de televiziune, publicist, scriitor, și în general om al vieții culturale de un număr de decenii în cetatea culturală a Iașului. În același timp însă Grigore Ilisei, și cu asta aș dori chiar să și începem, stimate domnule invitat, este un om care a ajuns în urbea ieșeană cu un număr substanțial de ani în urmă, venind dintr-o lume cel puțin la fel de minunată, pentru că propune o altă așezare a vieții, a gândurilor, a coloritului primăvăratic, autumnal, toate anotimpurile la Fălticeni sunt altfel. Domnul Grigore Ilisei vine din această lume, din apropierea Fălticenilor, vine dintr-un spațiu cultural de familie deosebit, vine dintr-o lume care trimite și spre poetul Labiș și nu numai. Deci, domnule Grigore Ilisei, prima întrebare și rugăminte către dumneavoastră, spuneți-ne ce vreți dumneavoastră despre Fălticeni, despre Labiș, despre Mălini, despre dealuri, despre viață. În toamna anului trecut am făcut o cifră rotundă și m-am călătorit cu acest prilej și spre locurile obârșii. Și am fost invitat, între altele, într-o școliță în satul Văleni, sub Stănișoara. Și, într-un fel, am rememorat acolo, așa cum mi închipui că s-a întâmplat, momentul acesta al genezei mele, care s-a petrecut într-o casă parohială, casa în care locuia părintele meu, preotul Ilisei, și mama mea, Georgeta, care era învățătoare. Și în satul vecin, unde de asemenea tatăl meu slujea, la Poiana Mărului, unde el a și refăcut biserica satului, care a fost apoi târnoasită de mitropolitul de atunci al Moldovei, Irineu Mihălcescu, în satul Poiana Mărului locuia familia Profira și Eugen Labiș. Erau învățători la școala primară din satul Poiana Mărului, iar în satul Văleni era învățătoare sora Profirei Labiș și cu soțul ei. Aceștia erau cei șase intelectuali ai acestor sate, a parohiei în care slujea tatăl meu. Și, sigur, mult mai târziu, mai întâi de la mama mea, după aceea de la familia Labiș, de la Profira și Eugen, pe care i-am vizitat în mai multe rânduri acasă la ei când trăiau încă la Mălin, și mai nou de la Margareta Labiș, sora poetului, profesoară de limba română în București, acum sigur la pensie, o persoană cu totul specială, care a și scris de altfel în cartea aceasta Divanul cu prieteni despre momentul acesta al botezului meu, care s-a petrecut în casa parohială în care noi locuiam la Văleni. Și la acest moment auroral, să zic așa, au fost prezenți, sigur, în primul rând, intelectualii satului, preoții din jur, de altfel nașul meu a fost un preot care era la Păraie, de unde era și tatăl meu, tot în comuna Mălin, părintele Zaharescu, și sigur alți apropiați ai familiei. Și Margareta mi-a povestit, Nicolae Labiș era atunci măricel, și că i-a devenit la un moment dat misiunea de a mă ține în brață în preajma cristelniței în care avea să mă cufunde apoi preotul Zaharescu, cel care a oficiat botezul respectiv. Sigur, e o întâmplare, dar care are tâlcurile, semnificațiile ei, și într-un fel parcă am simțit de-a lungul timpului, când am aflat aceste lucruri, că a fost un fel de binecuvântare pe care acest încă copil, dar înstelat, așa cum știm, o binecuvântare pe care mi-a dat-o de a merge pe drumul cuvântului. Da. Sigur, biografia mea e legată după aceea de orașul Fălticeni,
un oraș care ocupă un loc aparte, special în galaxia spirituală a acestui neam, e un loc al miracolelor culturale, într-un fel, și deseori am și scris mai multe cărți despre Fălticeni, am fost întrebat, cum se întreabă și alții, cum a fost posibil în această așezare modestă, totuși urbană, dimensiunile ei n-au trecut de 30.000 de locuitori niciodată. În acest vechi târg moldovenesc, locul unde nu s-a întâmplat nimic, nu era chiar la Fălticeni, uneori era așezat la Pașcani, dar în mare măsură corespundea topozul și atmosfera cu sintagma aceasta. Cu mențiunea, mă iertați că vă întrerup, cu mențiunea că Fălticeni și pe vremea lui Creangă și a lui Sădoveanu era mai oraș decât Pașcani. E adevărat. Fălticeni avea o consistență culturală. Și acum, sigur, este mai oraș, pentru că a fost, în primul rând, centru de județ. A fost capitala județului Baia, din care făcea parte și orașul Pașcani. Și evident, Ruginoasa. De asta, în muzeul Fălticenilor, se găseau câteva mărturii de mare preț de la castelul de la Ruginoasa, tronul pe care îl admiram totdeauna când intram în muzeu, tronul pe care stătuse venind la Ruginoasa Alexandru Ioan Cuza. Și spuneam că în orașul acesta s-a petrecut cu adevărat ceva miraculos și venind aici spre locul unde este studio, am văzut în primul rând și m-am oprit smerindu-mă, cum îmi place să o fac de obicei, în fața unor figuri ilustre și jertfelnice în același timp, m-am smerit puțin la statuia lui Grigore Ghica Vodă, cel care a fost omorât aici în Beilic. Martirizat chiar. Și martirizat și care cred că ar merita chiar un loc, la fel ca Brâncoveni, în rândul sfinților români. Păi mi-ați luat vorba din gură, domnul Elisei. Sunt foarte apropiat de domnul Elisei și îmi permit să discutăm mai așa. Cred că e al doilea martir după Brâncoveanu. Și mulți de genul acesta nu avem. Exact. Jertfa sa a fost chiar poate mai abruptă. De la Brâncoveanu au pătimit niște ani până i s-a întâmplat ce s-a întâmplat martiriul. Dar lui Grigore Ghica Vodă al doilea s-a întâmplat într-un timp foarte scurt. Așa este. Și deci acel moment a fost un moment decisiv, să zic. Urmarea acestei întâmplări tragice a fost apariția Fălticenilor. Da. Pentru că fiind acel rapt al Moldovei de Nord, o parte importantă și superbă a Principatului Moldovenesc, fiind luată de... care atunci deveni Bucovina. Care atunci deveni Bucovina de austrieci, am pierdut în primul rând ceva simbolic, care era Suceava. Cetatea de scaun. Cetatea de scaun a Moldovei, nu? Și atunci, dregătorii care au urmat, mavrocordații și cei care erau în fruntea domniei în Moldova, s-au gândit că trebuie să pună ceva în loc de Suceava. Și au așezat acolo, chiar aproape de frontieră, un târgușor. Au dat niște facilități în momentul respectiv. A venit o bună parte din populația evrească din Galiția care s-a așezat acolo și cele strânsuri aceia de 4 sate, cu cei veniți din altă parte, au format acest târg. Pe moșia lui Fultea sau Foltea. Și ținutul acesta, după aceea, pentru că Fălticeni au fost un centru administrativ al ținutului, după aceea al județului, ținutul acesta s-a numit pentru a nu se uita Suceava, cu capitala la Fălticeni. Abia după primul război mondial, când Suceava și Bucovina a revenit în fruntarile firești, de-abia atunci județul s-a numit Baia, luându-și numele vechi, una din primele capitale ale Moldovei. Care ești printre primele orașe medievale care le-a avut exact, Moldova. Exact. Și deci răspunzând la această întrebare, cum a fost cu putință acest miracol, a fost un demers conștient de a zidi acest oraș și de a zidi un spațiu, în primul rând, care să dăinuie și nu putea să dăinuie, în primul rând, decât prin viața spirituală. Sigur, dublată de o viață economică specifică, pentru că acolo era o activitate comercială, în primul rând, foarte vie, datorită mai ales populației evreiești. De pildă, la Fălticeni activau la vremea respectivă cei mai mari negustori de blănuri din Europa, care aveau reprezentanțe în toată Europa, în special la Lipska, dar ei și aveau sediul la Fălticeni. Iar maroacele care au fost create atunci, erau 4 într-un an, aveau rostul acesta al schimbului de mărfuri.
Pentru că, sigur, politicienii se aflau la un carrefour, la o intersecție de drumuri, drumul, da. La vremea respectivă. Nu era legătura cu, cu Austria, cu Pocuția, cu țările baltice. Cu Transilvania mai încolo, cu Transilvania. Neamțul pe partea cealaltă. Și era un loc prielnic pentru asemenea lucruri și exista și această populație cu o vocație specială a negoțului, care era populația evrească și care a dat o anumită vivacitate acestei vieți. Dar nu s-a limitat la acest lucru, la aceste activități comerciale sau economice care au început, exploatarea pădurii, activitate forestieră, fabrici de mobilă și așa mai departe, preocupări în domeniul pomiculturii sau în domeniul producției, cultivării și fabricării țesăturilor de in, în primul rând, și de cânepă, ci s-a dezvoltat o viață spirituală de anumită soliditate, care a fost cu putință prin crearea unor instituții. Și una din aceste instituții a fost întâi gimnaziul Alecu Donici, al cărui elev a fost Mihail Sadoveanu, care a terminat cursul superior, adică liceul la Iași, la Liceul Național, care îi poartă astăzi numele. Și de asemenea au fost create încă din 1914 un muzeu, unul din primele muzee de oraș care au fost create în România, în Principatele Unite de acum, și care a fost opera unei figuri ilustre a locului, un mare profesor și o figură importantă politică, un mare spirit, profesorul Vasile Ciurea. El e întemeietorul acestui muzeu și acest muzeu s-a făcut în primul rând prin donațiile pe care le-au făcut fălticineni care erau legați, precum era Lovinescu, care a venit și a adus o parte din manuscrisele lui și le-a donat muzeului din Fălticeni, sau o parte din lucrările lui Băieșu, care s-au întors, sau lui Șoldănescu, mare pictor evremere. Nu mai vorbim de Irimescu. Da, mai târziu ceva, Irimescu era încă atunci. Deci cu aceste lucruri și cu fructele pe care le aduceau din teren elevii acestui profesor, era profesor de științele naturii, de biologie, cum se spune astăzi, și el îi îndemna pe elevi, în primul rând, să aducă, să găsească lucruri care merită să stea într-un muzeu din natură și din întreaga floră și faună care era ilustrată foarte bine pentru ținutul respectiv cu ajutorul acestor elevi care în vacanțele lor sau în activități care au conduse de profesorul Ciurea găseau fluturi, găseau alte insecte, găseau plante pe care le conservau sub îndrumarea acestui profesor. Și de asemenea se făcuseră cercetări arheologice, să se săpase în diverse locuri, inclusiv se săpase în dealul Rădășenilor, acolo unde făcuse săpături arheologice cândva Nicolae Beldiceanu. Și în aceste instituții care s-au creat atunci, s-au ridicat de-a lungul timpului marele valori și, în primul rând, sigur, emblematici pentru fălticeni și pentru cultura acestui loc, sunt cele două mari spirite, Mihail Sadoveanu și Eugen Lovinescu. Da, eu aș completa seria pentru că... Sigur, se adaugă mulți alții. Da, mi-a venit în cap o vorba lui Călinescu, care vorbea despre importanța într-o zonă din această puternic culturalizată, poate și a unor factori, să le spunem, paralel cu educația și cu gena. El vorbea de apă, de aer, sigur, de climat, și el se referea în special la zona Botoșani, când spunea chestiunea respectivă, dar la Fălticeni ar fi Creangă, care, chiar dacă nu este fălticinean, dar e de aproape și a învățat carte acolo. E Sadoveanu, care acolo s-a format, și eu înclin să cred că romanele acele sunt mai degrabă legate de Fălticeni decât de Pașcani. Acolo s-a format și acolo, după terminarea școlarității sale, s-a întors cu un mic pasaj la București, în 1904, când a scos cele patru cărți, s-a întors la Grădina Liniștei. În Grădina Liniștei și s-a zidit o casă și a stat acolo până la primul război mondial, când a venit la Iași. Da, și când făcea totuși un fel de navetă, n-a stat numai Iași. A fost până când și-a cumpărat casa de la Copacabana. Așa, aia a fost în 1918, cred că. Mai târziu, mult mai târziu, deci după terminarea războiului, a mai durat, nu pot spune anul acum exact, când el și-a vândut casa de la Fălticeni și și-a cumpărat această casă care fusese acolo
pogălnicienilor aici. Și atunci e de presupus o navetă spirituală, sentimentală, totuși, a, între politicieni și iași. Exista și în vremea respectivă, de altfel. Sunt scrisorile lui Sadoveanu foarte semnificative. El era la Fălticeni și îi poftea pe Garabeti Brăileanu și pe ceilalți de la Viața Românească să se poposească la Fălticeni. Și chiar au și venit la Fălticeni unii dintre acești bețiști, pentru că Sadoveanu s-a atașat, după perioada Semănătorului, s-a atașat mult de cercul acesta poporanist al Vieții Românești. Da, Brăileanu. Deci erau cu adevărat figuri ilustre și sunt de acord. Dacă să completez, adică, să-mi termin seria. Da. Deci spuneam de Creangă, că e puțin înainte, Sadoveanu a învățat după Creangă. Deci Creangă, Sadoveanu, Lovinescu și chiar și tatălui Lovinescu, păstrând proporțiile, Labiș, sigur. Așa, și după aceea, cât mi-aș scormonie memoria, cred că următorul într-o listă ar fi chiar Grigore Ilisei. Sunt mulți alții, ne-ai să-l luăm în primul rând pe Anton Holban, de pildă. Da, totuși e vorba aici de o dinastie culturală și de o durată. Și, în fine, deci Anton Holban cred că e mai puțin cunoscut. Deci, în primul rând, Lovinești au dat câteva figuri foarte importante. Pe de o parte Eugen și după aceea a urmat nepoții lui. Horia și Vasile Lovinescu. Da, nume și Anton Holban. Deci toți... Nume foarte mare, într-adevăr. Vă dați seama. Da. Și cum să spun, vedeți de pildă Horia Lovinescu. Mi-aduc aminte, cred că era în 1983, în toamna lui 83, când s-a stins din viață. Și deși legăturile lui cu Fălticeni nu au fost foarte strânse după ce a plecat de acolo, el a făcut câteva gesturi. Unul din aceste gesturi a fost, împreună cu fratele său Vasile, să doneze casa părinților lor pentru a se crea muzeul care se cheamă Galeria Oamenilor de Seamă și care pune în evidență tocmai această rodnicie, această fertilitate spirituală a locului respectiv. Și al doilea gest a fost de asemenea la liceul pe care el l-a făcut, pentru că a fost strălucit absolvent al liceului Nicu Gane și era în competiție, pentru că erau aceeași generație, cu profesorul Ciopraga, care era și el profesor în aceeași promoție. Și se luptau în primul rând la concursurile școlare naționale pentru premiul întâi aproape de fiecare dată. Și deși legăturile lui cu Fălticeni au fost mai rare în perioada asta, era la București, conducea Teatrul Notara, era o figură și a boemei într-un fel, o figură puțin stranie uneori prin comportamentul lui și mi-amintesc chipul acesta pe care îl vedeam așa sculptat parcă de Modigliani și totuși el a ținut în 1983 să vină, lăsase cu limbă de moarte, cum se spune, și să fie așezat în cripta familiei Lovineștilor din cimitirul Tâmpeș, cum se cheamă atunci, da, grădin de astăzi. Zona, și mi-aduc aminte, am fost împreună cu alți confrați de aici din Iași, cu Dere Popescu, care era atunci președintele Uniunii Scriitorilor, profesorul Ciopraga, care a luat și cuvântul, că era colegul lui cu acest prilej, și mi-amintesc scena asta pe care am și fructificat-o într-un roman de-al meu, plină de simbolistică, într-un fel, de coduri tainice care pot fi deslușite, se prohodea acest fiu ilustru al fălticenilor în biserica cimitirului. Era o zi luminoasă de septembrie. Erau mulți actori de la Teatrul Notara, mi-aduc aminte, Dana Togaru, Alexandru Repan, ca să dau două, trei nume, dar venisele mai mulți de acolo. Și se slujea, era sigur un moment emoționant, o slujbă care avea o anumită solemnitate și datorită participării unui număr mai mare de preoți la săvârșirea ei. Și la un moment dat, un fluture imens, colorat, cap de mort, s-a așezat pe capul său, parcă sculptat și cioplit de Modigliani. E un lucru, l-a evocat și profesorul Ciopraga și l-am fructificat și eu într-un roman de-al meu. Dacă să trecem în alt registru, iarăși iertare, mi-ați amintit de celălalt, de Eugen Lovinescu, care în școlarizarea de la Fălticeni, preună cu Sadoveanu, Sadoveanu povestește în anii ucenicie, cred, o chestiune legată de confratele său școlar.
Și zice, de mic am fost sortiți unor drumuri diferite. Ce copiii jucau un joc foarte la modă pe atunci, cred că cei de azi, nu știu dacă mai știu, hoții și gardiștii sau vardiștii. Da, da, da. Zice, nu știu cum se numerea, că mereu eram în tabăra hoților și eu gen în tabăra gardiștilor. Ei, zice, acum că suntem amândoi oameni mari, am păstrat taberele. Că eu scriu și el mă urmărește, eu gen fiind critic literar. Da, da. De la Fălceni, cred că v-ați pornit și mai departe, nu? Da, nu, un singur lucru vreau să adaug. Ai invocat, la un moment dat, eu am vorbit de fundarea unor instituții culturale, crearea unui climat cultural, dar în același timp, sigur că nu putem neglija, așa cum ai subliniat, importanța mediului. Și multă vreme am discutat aceste lucruri cu profesorul meu de liceu, Aurel George Stinoe, el însuși chiar vă rog, domnul Grigore, chiar vă rog, pentru că nu toată lumea știe Fălticeni, poate prin trecerea spre Suceava, știe că e un drum principal care trece și pe lângă colegiul, așa cum se cheamă astăzi, Național Nicu Gane, și foarte repede s-au terminat Fălticeni, aparent, în sensul că au trecut pe lângă acele iazuri pe care și Sadoveanu a umblat toată și după aceea duc înspre Suceava. Dar Fălticeni înseamnă mult mai mult. Haideți să faceți așa, dacă vreți, vă rog eu frumos, că nu cred că ar fi mulți astăzi, care ar putea să facă așa o perindare sentimentală, afectivă, în același timp plină de imagini, despre marginea Fălticeni. Fălticeni e un sat uriaș, nu e numai oraș. Sigur, în primul rând, este centrul gravitațional al unui ținut. Iar ținutul acesta se află între munții Neamțului, munții Stânișoarei, și curgerea Siretului pe la Dolhas, Caliteni și așa mai departe. Așa. E brăzdat de asemenea de Șomuz, cu lacurile sale care sunt de-a lungul văii Șomuzului, acum s-au creat, mai ales în ultima vreme, dar tot pe valea Șomuzului era și iazul Călugărului, despre care vorbește Mihail Sadoveanu. Unii chiar au învățat el să pescuiască. De asemenea, există, Blagian vorbind, o mișcare ondulatorie, o alternanță de văi și deal, un peisaj care este în primul rând al unei liniști interioare și a echilibrului, este de asemenea interesant. Ai de asemenea posibilitatea să vezi foarte departe și să vezi în adânc. E un lucru care sigur contribuie, indiscutabil. E un peisaj care în primul rând te îndeamnă vrând nevrând la reflexie. E o zonă, sigur, a dealurilor colinare, dar și a unei vegetații, în primul rând, arboricole, a pădurilor, a luciului de apă, a apelor repezi de munte, cu cleni, mrene, așa, cu păstrăvi, cum e cazul Moldovei, a Suhăi și așa mai departe. E o zonă extrem de variată și unitară în același timp, iar orașul Fălticeni este expresia acestui sintetic, acestui ținut. Adică el, mai ales în perioada când eram eu copil, dar în mare măsură s-au păstrat și acum aceste date, aceste elemente, aceste caracteristici, el era un fel de sat mai mare, să zic așa. Adică majoritatea uliților erau mărginite de case cu grădini, cu pomăt, adică cu pomi, cu o șură chiar, pentru că oamenii se îndeleniceau și cu agricultura. Și printre aceste case șerpuiau ulițile pe care oamenii mergeau pe jos mai totdeauna, stăteau de vorbă unii cu alții și una din aceste ulițe era ulița Rădășenilor, care azi se cheamă ulița Ion Creangă, pe care urcau acești oameni, poposeau la poarta uneia, schimbau o vorbă cu altul și mergeau, unul din popasurile lor era în deal la Sadoveanu, pentru că acolo, în deal la Sadoveanu, la un moment dat, Sadoveanu și cu Artur Gorovei au făcut o moară. O moară cu totul specială, în sensul că acolo se măcina, dar era și o mică bibliotecă și oamenii veneau acolo și citeau, era și Răvașul Satelor și așa era mai departe. Era perioada sămănătoristă, să nu uităm. Era perioada sămănătoristă. Dar vedeți lucrurile acestea, în primul rând, această cunoaștere de la un obraz la altul al oamenilor, acest schimb permanent de vorbe, această, până la urmă, comuniune sufletească care se crea între acești oameni, se știau unii pe alții, se prețuiau unii pe alții, sau uneori poate nu se prețuiau, dimpotrivă, se disprețuiau unii pe alții, că e firesc, e în firea lucrurilor, dar se și rușinau în același timp unii de alții, datorită acestui mediu în care existau. Păi, și atunci, sigur că era un climat cu totul special și eu
în curiozitate, la un moment dat am făcut o emisiune, erau seratele lui Iosif Sava și printre ultimele pe care le-a realizat el la televiziunea română, eu i-am propus și am făcut două serate, a fost una la Iași, după aceea două serate la Fălticeni, despre tocmai acest miracol. Și a fost o serată consacrată lui Ion Irimescu, care împlinea atunci, asta se întâmplă la 1998, 95 de ani, și a doua serată a fost consacrată locului Fălticenilor ca topos spiritual românesc. Se spune Călinescu, apropo că a fost invocat și evocat aici, Călinescu a făcut o călătorie cu echipa lui de la Institutul de Literatură în toată Moldova și s-a oprit și la Fălticeni. Și el a spus că Fălticenii sunt o Florența României, al treilea oraș după București și Iași ca vector de cultură. Ca vector de cultură, ca personalități care au fost date, raportând evident la dimensiunile pe care le avea orașul respectiv. Și spuneți ceva și de Dubrava minunată, că rămânem emisiunea asta numai la Fălticeni, că e păcat să stricăm plăcerea Fălticeni. Deci două rugăminți am. Păi emisiunea se apropie de un final și o să mai facem încă o emisiune. Deci de Dubrava minunată v-aș ruga și de o carte de suflet, cred eu, a dumneavoastră, care e despre Fălticeni. Or fi mai multe, logic, dar eu mă refer la aceea care cheamă Fălticeni Mon Amour, nu greșesc, exact, nu? Exact, da. Dubrava minunată e, sigur, un loc paradisiac. L-am prins și eu paradisiac. Azi nu mai este chiar cum era atunci. În primul rând, Dumbrava, exista o bisericuță din lemn care se spunea că era din vremea lui Alexandru cel Bun. Nu e sigur că se întâmpla lucrul acesta. Alături era o ridicătură de pământ pe care erau într-o anumită devălmășie copaci și era un drum care mergea de la casa Sadoveanului, de la casa Sadoveanului, șerpuia printre scorburi de sălcii până la Dumbrava minunată, unde exista și un ochi de apă, exista și un iaz. Și asta e cărarea Lizucăi. Este cărarea Lizucăi. Locul acesta este un loc mitic, pentru că, deci, Fălticenii, dacă stăm să ne gândim, a dat câteva, cum să spun, locuri mitice pentru interioritatea spirituală a poporului român. Unul din aceste locuri e Dumbrava minunată, altul e Nada Florilor. Da. Altul e ulița Rădășenilor. Pentru că și pe ulița Rădășenilor, dacă urci, te oprești de la un capăt, la margine, a stat Ștefan Șoldănescu, pictorul, academist cu formație miuheneză, dar foarte important, și care a fost și profesor la Academia de Arte Frumoasă din Iași. După aceea urci, undeva pe stânga a stat Nicolae Labiș, când era în gazdă acolo. Mergi mai încolo, a stat Teodor Ștefanele, prietenul lui Eminescu. Da. Ceva mai încolo e casa aceea în care a stat Creangă cu Trăznea, cu toți. Istoria literaturii întreagă. Exact. Da. Eu am și scris, de altfel, când am făcut prima micromonografie care a însemnat-o cu Ștefan Gorovei și care a apărut prin 87 la editura Sport Turism, am vorbit în primul rând de aceste axe culturale fălticinene, unda fiind strada Rădășenilor, unde, așa cum a spus, Creangă, Tempeanu, Șerban, n-a fost și Conta pe acolo? Da, Ștefanele și Conta. Și după aceea ajungem Vasile Ghepopa și ajungem la Sadoveanu, care e în deal, da? Locul acesta. Iar pe cealaltă era strada Lovineștilor și altor personalități marcante. Iată, două axe foarte importante. Deci, Dumbrava minunată este un loc mitic și cu siguranță se chema așa înainte de Sadoveanu? E o întrebare. Nu, era nu cred că avea nume. Nu, Huciu Buciumene, așa era. Deci Huciu înseamnă că este un nume care vine din literatură către realitate. Ca și Nada Florilor. Ca și Nada Florilor, ca și Bradu Strâmb. Exact. Nada Florilor, de fapt, este iazul Călugărului. Deci era un iaz care se afla pe uneori, cum se spun, înnămolit, necurățat. Nu era chiar așa de frumos ca Nada Florilor. Nu, sigur că nu era. Asta cu siguranță că nu era ca Nada Florilor, cum nici Dumbrava minunată nu e. Dar Dumbrava minunată, după aceea, a intrat în conștiința colectivă ca un loc mirific și el era. Eu l-am găsit așa și
mult peste timp, adică chiar în anii când plecasem din Fălticeni și mă întorceam, eram de acum un bărbat în toată puterea cuvântului și îl redescopeream în acești termeni și mergeam și cu prieteni de-ai mei care și ei constatau că exista acolo un anumit mister, o anumită taină, o anumită legendă care se dezghioca și care sigur că se năștea din livres, din lecturile pe care... Mă adresez omului de televiziune care ați făcut sute mii de emisiuni și știți ce înseamnă timpul, din păcate. În 2-3 minute ceva despre Fălticeni Mon Amour, despre Paul Miron, despre ce vreți dumneavoastră, da, ca să încheiem această primă emisiune și mai facem încă una. Fălticeni Mon Amour, eu în primul rând o mărturisire de iubire pentru acest oraș. Și meritul principal pentru nașterea acestei cărți, așa cum este ea, aparține lui Paul Miron. Paul Miron a refăcut la un moment dat contactele anteice, pentru că era legat anteic cu țara, cu Iași, unde a făcut studiile secundare, și cu Fălticeni, pentru că s-a născut într-un sătuc din comuna Boroaia, aproape de Fălticeni. Asta vreau să spuneți. El e legat foarte mult, era legat foarte mult de Fălticeni și dorea mereu să scrie ceva despre Fălticeni. Și venind prin 93, cred că 94 la Iași, mi-a dat un telefon și m-a rugat dacă am disponibilitatea pentru o întâlnire. Și l-am invitat împreună cu doamna Elza, soția lui, l-am invitat la mine și am luat într-o cină, într-o seară și am discutat mai mult. Și el atunci m-a rugat dacă aș vrea să colaborez cu el să scriem împreună o carte despre Fălticeni, pentru că și-ar împlini astfel o datorie sufletească. Al cui e titlul? Titlul este al lui. Al lui. Frumos. Da. Și de asemenea m-a rugat să propun un artist plastic care ar putea să ilustreze această carte. Și eu i-am propus atunci pe Dan Handman, am îmbrățișat imediat această propunere a mea. Și m-am trezit la foarte scurt timp, pentru că cred că partea lui, cartea aceasta a lui, care merge mult, mult în fabulos, el e un povestitor într-un fel din stirpea lui Creangă, dar de o altă factură, puțin baroc uneori, dar plin de un umor de o mare, mare, mare finețe, mi-a trimis partea lui și eu după aceea am făcut un pandant la această parte, scriind și eu într-un registru memorialistic, dar puțin mai concret, pentru că era perioada pe care eu o cunoscusem direct, nu o dusesem chiar în mitologie și fabulos, cum a făcut el, pentru că la el, cum să spun, memoria devenise evanescentă. Era un timp care era într-un abur din care îl descoperea și îl rețesea așa cum el își închipuia. Și sunt acele superbe povești cu rabinii evrei, care descoperă un Fălticeni de o factură puțin picaresc în anumite momente, dar superb. Nu, e o carte deosebită și Paul Miron ajunsese el însuși mit într-un mit. Da. Era deja de și iată că această carte a făcut o primă ediție care a apărut în 96 la editura Polirom și eu am mai reușit la editura Dana Art să fac o ediție a doua după trecerea la cele veșnice, asta a fost în 2010, în care și domnul Hatmanu a mai adăugat încă niște lucruri, eu am mai adăugat de asemenea niște lucruri și inclusiv, bineînțeles, am inserat în carte un portret sentimental, evident, al lui Paul Miron. Un gând de final al acestei emisiuni doar. Ce i-ați dori, dacă ar fi în puterea noastră, orașului Fălticeni? I-aș dori să-și regăsească astăzi, ceea ce nu-i ușor, duhul de altă dată. Foarte greu, cred. Foarte greu. Abia acum economicul, cred că e mai important decât acela care l-ați evocat cu evreii, cu dughiene, cu apariția târgului Fălticeni. Abia acum presiunea economică este, din păcate, tiranică. Este tiranică, dar cred că șansa acestui oraș nu e economică în continuare. Cred că șansa lui, într-o Românie normală, pentru că o asemenea Românie poate asigura suportul material, ar putea asigura suportul material și pentru existența unor asemenea rezervații culturale cum e Fălticeniu, șansa lui e, cred că, în primul rând spirituală. El, nu am să spuneți că a fost cândva mai mult decât Pașcani, indiscutabil, dar vreau să vă spun că din punct de vedere cultural, în perioada interbelică, deci când de acum Suceava revenise la noi și chiar în perioada imediat postbelică, Fălticenii dispuneau de un potențial spiritual
infinit mai puternic decât era Suceava, care sigur fusese văduvită, fiind și în Austro-Ungaria, fiind centru vital important, fiind Cernăuți, rămăsese puțin într-o anumită umbră, fusese estompat puțin cultural. Dovada o vedem și astăzi. Pentru foarte mulți oameni, dacă îi întrebăm de fălticeni, în afară de ceea ce este trecutul, atât de frumos prezentat de prietenul Grigore Elisei, fălticeniul astăzi înseamnă, printre puținele lucruri, foarte importante este Colegiul Național Gane. Colegiul Național Gane, Muzeul Ion Irimescu, Galeria da. Oamenilor de Cam Seamă. Cam asta e fălticeniul. Acum trecutul și din prezent. Da. Din păcate, această emisiune s-a încheiat. Mulțumim celor care ne-au urmărit. Ne vedem la o viitoare emisiune. La revedere. Mulțumesc, domnule Grigore Elisei. Și eu vă mulțumesc.